lume, copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Hrana potrivită, Daniel 1:12. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Te-ai uitat vreodată la mama sau la tata în timp ce pun motorină sau benzină în rezervor? Combustibilul este un fel de mâncare pentru mașină. Aceasta are nevoie de combustibil pentru a funcționa. Ce s-ar întâmpla dacă mama sau tata ar pune apă sau suc în loc de combustibil? Ar merge mașina? Nu, sucul și apa nu i-ar face bine mașinii. Burticile noastre sunt asemenea unui rezervor pentru combustibil. Când burticile noastre se golesc, ne este foame. Trebuie să punem ceva în ele pentru a putea face diverse lucruri. Dar nu trebuie să punem chiar orice. Ele au nevoie de mâncare bună, la fel cum mașina are nevoie de combustibil bun. Când Isus a creat primii oameni, i-a așezat într-o grădină. Adam și Eva nu au mers niciodată la un magazin alimentar. Dacă dorea să mănânce ceva, putea obține orice fel de hrană de la plante. Ce fel de mâncare credeți că provine din plante? Porumbul, morcovii și mazărea provin din plante. Merele, prunele și perele cresc pe ramurile unui pom. Plantele fac roșii, cartofi, orez și struguri. Există o mulțime de alimente care cresc din plante. Ele sunt sănătoase pentru corpurile noastre. Mâncarea care nu este bună pentru noi se numește hrană nesănătoasă. Crezi că Iisus a făcut ca mâncarea nesănătoasă să crească în grădină? Sau cineva a făcut să apară această mâncare? Așa este. Cineva a făcut-o. O parte din mâncarea făcută de oameni nu este bună pentru corpul nostru. Ne vom simți mai bine și vom fi mai fericiți dacă mâncăm cereale integrale, legume, fructe și nuci. Acestea sunt alimentele pe care le-a făcut Isus. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!